În perioada 31 octombrie-7 noiembrie, în câmpul moldovenesc și Suceava, s-a desfășurat Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori. În acest context, Rafaela Barac Bologa din clasa 10-a și David Palagianu din clasa 9-a, elevi ai Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava, au obținut medalii de aur. David Palagianu a fost învingător absolut la proba observațională de zi, hartă mută, iar Rafaela Barac Bolog a fost învingătoare absolută la proba observațională de noapte. De asemenea, Ilinca Sandu, elevă în clasa 9 la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț, a obținut medalia de aur în cadrul Olimpiadei. La concurs au participat elevi cu vârsta de până la 15 ani din Cehia, Columbia, Ucraina, Nepal, Canada, Grecia, Moldova, Thailanda și România.